În anul 1757 s-a născut Alexander Hamilton. A fost un politician, om de stat, finanțist și intelectual american, fondator al Partidului Federalist din Statele Unite. Hamilton a fost unul dintre cei mai buni specialiști în drept constituțional ai timpului său, fiind delegat influent la Convenția Constituțională de Redactare a Constituției Statelor Unite. Alexander Hamilton a explicat Constituția Statelor Unite cetățenilor sceptici ai New Yorkului, rămânând o sursă standard a semnificației documentului. În anul 1812 s-a născut Carol Pop Sadmarim A fost un pictor și grafician maghiar din Transilvania, primul fotograf de artă și documentarist din regatul român și unul dintre primii 10 fotografi din Europa. În anul 1878 s-a născut Zaharia Bârsan. A fost un dramaturg român, fondator al Teatrului Național din Cluj și primul său director. Cea mai importantă lucrare a sa este poemul dramatic în trei acte în versuri trandafirii roșii. În anul 1971 s-a născut Mary G. Blige. Este o tarea compozitor și actriță americană care a primit nouă premii Grammy în anul 1865 s-a stins în viața Alexandru de Părățeanu. A fost un poet, politician și dramaturg român și a făcut studiile în România și apoi în Franța, la Paris. Implicat în politică, a ajuns deputat în camera care a urmat după lovitura de stat din anul 1864, dar a murit la scurt timp după aceea. Pe lângă drama, Grigore Vodă a mai publicat o colecție de poezii, doruri și amoruri în anul 1861. Criticii literari consideră că, deși avea talent, nu a ajuns decât în faza de imitație a mai săi, printre care Ion Helia de Rădulescu. În anul 2014 s-a stins din viața Ariel Sharon, a fost un general și politician israelian, a fost cel de-al 11-lea prim-ministru al Israelului între anii 2001 și 2006, fondator al unui mic partid, apoi al partidului de centru dreapta Likud și apoi a partidului de centru Kadima. Înainte de intrarea în viața politică s-a distins ca militar, ca unul dintre comandanții brigăzii de parașutiști. În anul 1569 este consemnată prima loterie despre care sunt date istorice în Anglia. În anul 1909, Congresul Partidului Național Liberal îl alege pe Ionelice Brătianu, președinte. În anul 1922 este utilizată pentru prima dată pe un pacient insulina în tratarea diabetului. În anul 1963 s-a deschis prima discotecă din lume la Los Angeles, Whiskey A Go Go. În anul 1990 s-a înregistrat Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, avându-l ca lider pe Corneliu Coposu, unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Iuliu Maniu. În anul 2002, la închisoarea Guantanamo Bay din Cuba au început să sosească primii prizonieri membri ai grupării teroriste Al-Qaeda.